Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, am răcit ca dracu, frate. Nu știu ce dracu s-a întâmplat cu mine. Am o groază de colegi răciți. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă și voi sunteți răciți, pentru că eu sunt și atât de enervant. Episodul de astăzi n-o să fie foarte, foarte special. Pur și simplu vreau să vorbesc cu voi despre YouTube și despre marea problemă pe care o are el în momentul de față. Ei bine, cred că ați auzit și pe la alți YouTuberi că YouTube nu mai pune videoclipurile în subboxurile abonaților, ceea ce e foarte, foarte frustrant, pentru că, spre exemplu, vouă nu vă arată că am postat un nou videoclip și eu trebuie să vă zic de chestii de videoclipul ăsta pe toate rețelele mele de socializare, pentru că altfel nu vi-l arată. E o problemă destul de mare, sper să o repare destul de repede. Vreau să încercăm noi să o remediem cumva. Pentru ca voi să urmăriți videoclipurile mele când apar și să nu le găsiți peste 7 ani, puteți face următoarele chestii. Puteți apăsa pe acel clopoțel de la canalul meu care vă va trimite o notificare de fiecare dată când voi posta și puteți, mă puteți urmări, puteți da like paginii de Facebook, aveți toate linkurile în descriere. Pentru că tot timpul când postez un episod, dau share pe Facebook, pe pagină, mai pun uneori și pe Insta Stories. Așa că ar fi foarte, foarte drăguț dacă m-ați urmărit pe Facebook, mi-ați dat like pe pagină, m-ați urmărit și pe Instagram și dacă ați apăsat și pe acel clopoțel pentru a vedea videoclipurile postate de mine și nu neapărat de mine, de toți creatorii pe care îi urmăriți voi. Vreau să mai spuneți ce ați mai vrea să vedeți pe canal. Deci, nu știu, spuneți-mi ce jocuri mai vreți. Dacă ați găsit voi vreun mod, ceva, lăsați un link jos în comentarii. Dacă ați văzut vreun joc ceva șmecher, dacă aveți vreo idee prin cap, pentru că eu, în starea asta în care sunt acum, nu-mi vine absolut nicio idee. Așa că spuneți-mi în comentarii. Bun, eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!